fac macarau. S-au lovit ei doi, s-au lovit turismul Mazda care e acolo, s-au lovit cu ăsta lanț, s-au crușat și a intrat pe sensul meu de circulație. Și am încercat să levit, m-a lovit în partea stângă, dar tot n-am putut să rămân pe carosabil. M-a aruncat direct acolo. S-au lovit ei doi în fața mea, s-au atins, au ținut foarte aproape unul de altul. A fost răniți, ați văzut cumva? Din mașinile mici. Au fost două victime care au plecat cu salvarea. Nu foarte grav. Nu e pe sub scane. Nu mai bine, am dat-o la o parte. Înainte de mașină. Am fost solicitat să intervenim la un accident rutier produs între două autoturisme și un autotren. Ajuns la fața locului, am constatat că din rezervorul autotrenului existau scurgeri și am luat măsurile necesare pentru izolarea scurgerilor. Spuneți-mi, persoanele, am înțeles că au fost două victime din un autoturism. La susținerea pompierilor militari, două victime au fost deja preluate de serviciul de ambulanță și transportate la spital. Vă rog să vă prezentați. Plutonier major Fizeșan Ciprian. Unde se vine dacă e blocat? În Germania. Lasă, iau asta. Fratelo. Uită-te și tu. Fratelo. Oh. De la L-am luat. Hai, dacă e loc.
că ești filmat. Păi eu sunt de mare să fie filmat. Și a dat un praf. Cât am întrebat? Acum de nu a venit ăsta. La sensul ăla poate tot să-l fac. Da, da. De capul meu.